A pus în scenă un spectacol istoric în cea de-a doua zi a săptămânii modei din Paris. Creațiile lui Karl Lagerfeld s-au ridicat la înălțimea așteptărilor și decorul a contribuit cu siguranță. Prezentarea a avut ca fundal o replică a pieței Vendôme, omagiu adus fondatoarei casei de modă Coco Chanel. Spectacolul casei Chanel, ținut la Grand Palais, a ridicat ștacheta foarte sus pentru următoarele prezentări. Într-un decor dramatic și pe un fundal de muzică electronică, creațiile lui Karl Lagerfeld, din spate din anii 30, au fost pe gustul publicului. Mai mult ca sigur ar fi fost îndrăgite și de Coco Chanel. Very Coco, it was very 30s, but with that Karl touch to it, that kind of gothic touch. Lagerfeld a dat peste nas cărcotașilor care susțineau că a epuizat toate posibilitățile în ceea ce privește combinația al negru, care a consacrat casa Chanel. Și, din public, creațiile au fost admirate de mai multe vedete. Unele dintre ele chiar au adus propriul omagiu casei de modă. I'm wearing a Chanel bag, earrings, is a Balmoran top. Printre cei prezenți, în primul rând al prezentării de modă, s-au numărat și muzele creatorului Karl Lagerfeld, Diane Kruger și Alexa Chang.